Bun găsit, dragii mei scorpioni, la citirea săptămânii 25 noiembrie, 1 decembrie. Haideți să vedem împreună care este mesajul pentru voi săptămâna următoare. O săptămână în care ești tare recunoscător sau recunoscătoare. Ce înseamnă asta? Păi când sunt recunoscător? Când am primit deja. Da, poate fi pentru unii dintre voi și un îndemn. Fii conștient de ceea ce ai, fii recunoscător pentru ceea ce ai, pentru că în felul acesta vei atrage și mai multe binecuvântări și lucruri sau situații de care să fii mulțumit. Lasă să plece, dă drumul controlului. Este aici clar un îndemn de a nu mai încerca să controlezi situația în care ești. Cu cât încerci să controlezi mai mult, să iasă cum vrei tu, să fie așa, să fie pe dincolo, să nu cumva să pierd, cu atât mai mult vei pierde controlul. Aici ai sfatul să te lași, lasă să curgi. Tot ce se întâmplă, se întâmplă perfect pentru binele tău superior. Așa că nu te mai opune, că nu faci decât să lungești agonia și suferința. Ci spune, Doamne, facă-se voia ta. Cam asta ar fi, ăsta ar fi îndemnul sau mesajul cardului pentru tine. Din nou aici un mesaj legat de a vedea frumusețea în jurul tău. Foarte important că în momentele de criză, în momentele grele din viața noastră, să ne putem focusa, concentra pe ce avem frumos. Și nu-mi spune că n-ai, vai, sunt în așa mare situație grea că nu am cum să văd lucruri bune. Ba, ai! Ai sănătatea, ai faptul că respiri, ai că un acoperiș deasupra capului, ai atât de multe lucruri frumoase de care alții nu dispun, încât poți fi recunoscător. Ceva insucces. E probabil aici încercarea de a rezolva o problemă, dar susținerea pe care o aveai nu este chiar cea mai bună. Și o să simți așa că s-a rupt și acea posibilitate pe care o aveai să treci podul dincolo de acea situație. Recunoaștere, vei fi recunoscut, validat, apreciat, va fi un premiu pe care îl iei aici și ghidare spirituală, protecție de la cineva, de la un înger. Este o săptămână, iată, cu posibil niște provocări pentru voi, pentru că nu dați drumul ca situația să decurgă într-un mod cât mai natural și de aceea, da, e nevoie și de protecția asta. E dacă vrei o asigurare, indiferent ce o să fie, tu fii liniștit, liniștită că ai un înger protector. Iată 10 de spade, mesajul tău. Din nou, clar, cărțile ne arată conexiunea între ele și energia care e foarte conectată, da? 10 de spade ne arată aici o trădare, o situație din aia în care practic tu ajungi în momentul în care să spui gata, s-a umplut paharul, e prea mult deja, e depășește orice fel de așteptare, orice fel de nu mai pot. De aici trebuie să fac o schimbare. Cel mai probabil vei contabiliza săptămâna asta câtă suferință ai avut tu acolo. Pentru că se mai întâmplă ceva care pune capăt, știi, care îți spune, ia gata, e prea mult, am nevoie să plec. Vezi, ai bagajele aici făcute și deja te uiți, ai deschis ușa și te uiți să pleci. Pentru că, da, contabilitatea ți-a dat cu virgulă sau socoteala. 9 de cupe aici te arată mulțumit, împlinit. Este posibil să fie o dorință. Și să știți că poate fi o dorință inconștientă această situație care e neplăcută, dar se întâmplă tocmai ca tu să ajungi la dorința ta. Și aici o să spuneți, păi cum Dumnezeu, că n-are cum, eu nu-mi doresc. Dacă, de exemplu, tu ți-ai spus, vreau o relație frumoasă, armonioasă,
și acum ești într-o relație care nu e pentru tine, va veni picătura ce umple paharul în relația actuală ca tu să pleci și să ajungi la relația aia împlinită. De aia întotdeauna lucrurile se întâmplă exact așa cum noi ne dorim. Da, o dorință ta devine realitate și lucrurile se pot schimba într-un mod surprinzător. 6 lăsa de monede e o surpriză din partea universului. Vei putea primi ce-ți dorești în momentul ăsta mai mult decât te aștepți. Vine cu finalul acesta, dar care te duce, iată, spre împlinirea dorinței tale, cu surpriza să vezi că se poate chiar mai mult decât sperai tu. E un neașteptat flux de abundență, de abundență financiară, poate abundență emoțională. Fiecare are o dorință a lui. Eu nu pot spune exact ce dorință ți se împlinește, dar tu te-ai gândit deja la ea. Da, se poate. Se poate dacă tu crezi că se poate, se poate. 4 de spade te arată aici într-o stare de analiză, meditând, rugându-te ca lucrurile să se așeze așa. Poate fi vorba și de multe conștientizări pentru tine săptămâna asta. O nevoie de odihnă. Ai suferit atât de mult că, așa cum știți, înainte de 4 de spade e 3 de spade. Inima aceea frântă, ruptă în două. A fost greu, dar ai depășit momentul. Iar acum tu ești într-o perioadă de refacere. Poate la unii e refacerea după o problemă de sănătate, după o relație ruptă, după o problemă în relație, după un job pierdut. Voi știți mai bine, un necaz financiar sau altă situație. 6 de spade te arată aici când pleci. Pleci din contextul în care ai avut de suferit. Da? Deci aici, iată, te pregătești să ieși din casă, iar aici te urci deja în vehicul și pleci. Pleci să rezolvi ce aveai de rezolvat. Pleci să găsești peisaje mai primitoare, mai înfloritoare. Te-ai fi săturat de norul ăsta, de întunericul în care ai stat până în acest moment. E cartea care mi-arată gata cu provocările. Gata cu provocările, de acum lucrurile încep să arate din ce în ce mai bine, găsesc un mod de a mă liniști, de a avea mai multă mulțumire, satisfacție. Poate fi o călătorie cu scop de a rezolva ceva, de a te vindeca, nu știu, gen mă duc la București să fac o operație sau merg la București să fac o consultație, să văd care e cauza bolii mele, da? Doiul de monede te arată aici că analizezi prea mult. Te gândești și te răzgândești aici și tu nu poți decide. Poate la parte din voi apar aici niște opțiuni și o să fie cam greu să decideți. Da, o să vedeți fluxul, o să vedeți că există acolo mare, mare ocazie, oportunitate pentru voi, dar va fi dificilă alegerea. Și o să zici, păi și ce să fac? Să stau, să rămân, să plec, să... Dacă fac asta și aleg asta, o să-mi iasă mai bine? Sau dacă fac asta sau fac asta, este... Da? Ideea este că într-un final, și e foarte importantă această carte și e cât se poate de pozitivă pentru energia ta, ca ai să te întrebi, frate, interesul meu care e? Păi eu ce vreau să obțin? Aia, 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 pune mâna și scrie pe hârtie. Și în momentul în care tu îți vezi interesul, va fi foarte ușor să și decizi, să nu amâni. Pentru că oportunitatea pe care o ai tu săptămâna asta s-ar putea să nu te mai întâlnești cu ea săptămâna următoare. De-aia e foarte important că Dumnezeu ne dă, dar nu ne bagă și în traistă. Și știți cu toții pilda aceea cu omul acela care la niște inundații s-a urcat pe acoperiș și a zis: eu aștept că pe mine mă salvează Dumnezeu, că avea o credință supremă. Dumnezeu i-a trimis pe cineva cu barca. N-a vrut să se urce, că a zis că pe el îl salvează Dumnezeu. I-a venit, i-a trimis și a doua barcă. Până la urmă omul a murit, bineînțeles, se duce în rai și zice: păi de ce nu m-ai salvat? Păi ți-am trimis 3 persoane să te salveze și tu n-ai vrut să accepți ajutorul, da? Cam ceva de genul ăsta este și aici în citirea voastră. Dacă te întrebi care ți-e interesul, vei ști și ce ai de făcut. Mesajul cu care închidem citirea voastră este legat de nedreptate. Foarte important aici e să lăsați dezamăgirile. Da, au fost multe, nenumărate, nedreptate, dar când lași aceste dezamăgiri deoparte,
Inima ta va putea să se vindece, iar situațiile se vor rezolva ca prin minune, miraculos. Dar cât timp tu încă te simți furios, resentimente multe acolo și dorință de răzbunare, e greu să vindeci inimioara aia. Așa că dă drum. Eu vă pup, dragilor, vă mulțumesc din suflet că mă ascultați, vă mulțumesc pentru mesajele tot mai frumoase pe care le primesc de la voi și nu uitați că aștept și acum și contează pentru mine să-mi spuneți cum ați rezonat cu citirea. Vă pup, vă iubesc. Pa, pa!